plimbi oriunde în lume. Domne, cu o brânză de burduf e dator întotdeauna. Înțelegi? Adică n-ai cum. Iese România imediat din ele. Așadar, ieri, spre surprinderea unora, dar nu pentru, spre surprinderea celei care este aici în fotografie, doamnelor și domnilor, acesta este inconfundabilul Radu Mazăre și aici este Lizeta Haralambie, fostă jurnalistă foarte bună în echipa lui Ion Cristoiu, Evenimentul Zilei în perioada de aur. Lizeta a devenit avocatul lui Radu Mazăre și tot acest demers, care părea la un moment dat imposibil, așa cum spunea și Roxana ieri, de eliberare condiționată a lui Radu Mazăre, pentru că, așa cum am citit, Radu Mazăre a îndeplinit toate prevederile legale pentru a fi eliberat condiționat. Adică a fost cu minte, a participat la activitățile din penitenciar, le-a făcut pe toate și acum, iată că este momentul în care una dintre cele mai bune prietene pe care le-a avut Radu Mazăre în viața lui, Lizeta Haralambie, Lizeta, prietena noastră, a contribuit, așa cum face orice avocat bun, la eliberarea lui Radu Mazăre. Felicitări, Lizeta! Pe de altă parte, tot un avocat bun avem în legătură cu noi și îl avem pe Cristian Sârbu, pe care vreau să îl vedem. Maestre, unde sunt ochelarii aia roșii de mai devreme? Avea niște ochelari roșii foarte sexy. Ia, atenție mare, ia. Ia uitați-l. Este italian din Milano cu ochelarii ăștia. Da. Vă salut, te pup, Cristian, o pup și pe Roxana. Și eu pe tine. Îl salut și pe Masterchef-ul de la voi de acolo. Ultima oră a fost bătălie pe mâncarea de la el. Masterchef-ul de Burduf. Da. O felicit pe colega și prietena mea, Lizeta, care a pus umărul, așa cum ai spus tu, și a reușit lucrul ăsta. Să știți că nu este deloc ușor. Nu a fost deloc ușor. Au făcut nenumărate cereri, dar de data asta se pare că lucrurile au fost, ca să spun așa, s-au aliniat planetele și, Doamne ajută, că a reușit să rezolve această problemă. Bun, avem câteva noutăți legate de viața lui și de activitatea de acum înainte a lui Radu Mazăre. În primul rând, Radu Mazăre confirmă și oficial și neoficial că se retrage din viața publică și nu-i mai trebuie absolut nimic din ceea ce înseamnă politică și administrație. Cred că e de înțeles, nu-i așa? Păi, Cristi, acum trebuie să vedem situația de ansamblu. El, ca să îndeplinească condițiile pentru a putea fi eliberat, a arătat că s-a integrat în muncă, nu știu dacă a mai scris ceva sau nu în închisoare, dar a avut o condiție exemplară. Acum, când ieși afară, el n-a scăpat de pedeapsă. În orice secundă, când greșește și va face ceva, să sperăm că nu este cazul, să se mai întâmple, să nu fie provocat, să nu facă ceva, această pedeapsă își reia din nou cursul, adică el trebuie să fie foarte atent. Și ca atare, cea mai bună poziție, și mi se pare o poziție excepțională, adică, dom'le, nu mai vreau să am de-a face cu nimeni, nici cu politică, nici cu mai puțin politică, el se gândește să nu fie provocat, să nu se mai întâmple altceva. Și atunci are mare grijă. Dacă mă întrebați pe mine, 5 ani cred că au fost destui încât el să înțeleagă ce s-a întâmplat. Nimeni nu este, ca să spun așa, Dumnezeu pe pământ. E un băiat foarte deștept și cred că lucrurile astea și-au pus amprenta și a învățat ce are de făcut pe mai departe. Vreau să spun că acum urmează seria exclusivităților, că nu întâmplător scriem acolo exclusivitate, dacă și regia e pregătită cu burtiera. Primul lucru pe care trebuie să vi-l spunem este că Roxana este însărcinată în... Nu eu. Nu tu, nu Roxana Gaboriviescu, ci doar Roxana, soția lui Radu Mazăre, este însărcinată în 4 luni. Vedeți că e 2 de ei, așa, bravo. Din nou tată de băiat și va fi băiat. Ce să-i spunem lui Radu Mazăre în această situație? Și o să vreau să vă mai spun ceva. Radu Mazăre nu a avut nicio permisie în acești 5 ani de zile, nu a venit niciodată acasă, pe cale de consecință. Acum, de la Cristi Borcea am mai învățat și noi cam cum e alta, Cristi Borcea e singurul om care e și cu 4 copii în plus de la pușcărie. Lasă că el a avut altă metodă. Da. Cristi, vreau să vă zic un lucru. Așa că, ca să dăm o chestie simpatică, Radu Mazăre și Roxana au un conceput acest copil în camera conjugală din penitenciar. În camera conjugală, legea prevede și îți dă voie, în zilele noastre, pe vremuri nu se punea problema, ca persoana cu care ai, poate să fie soție sau poate să fie concubină, pentru că foarte mulți aleg acest statut acum mai nou în zilele noastre, îi face această vizită conjugală. Deci penitenciarele au început de foarte mult timp să introducă aceste vizite conjugale, pentru că s-a văzut că cei care sunt deținuți sunt mult mai ok, după aia intră mai repede, ca să spun așa, în ritm și au o conduită mult, mult mai pozitivă decât înainte. Pentru că asta cu permisia, iar nu sunt avocat și nu mă erigez, dar eu înțeleg așa că retragerea ta din viața socială este tocmai ca să-ți dea timp să înțelegi ce ai făcut și să iei pe o altă cale. Cu permisia o înțelegeam la armată. Cu permisia din închisoare recunosc că încă nu pun în niciun fel. Dar oamenii poate, de la un anumit regim, pot să mergi pentru o jumătate de zi acasă, te întorci. Roxana, pentru pedepse ușoare, care da, se pășesc un an sau 9 ani. Da. Nu, aici nu se pune problema, dar vedeți că la permisie, acum tu ai discutat și ai spus o problemă generală. Sunt mai multe tipuri de permisie. Îți dau un exemplu, Roxana, tu stai 9 ani la pușcărie și în timpul ăsta îți moare copilul, mama și tata. Chiar, astea mi se par permisiile excepționale. Eu vorbesc de permisie în general. Așa s-a întâmplat cu Dan Diaconescu și cu Gică Popescu. Părinții lor au murit și au fost la mormântare, nu? Asta spun, da. Slavă cerului, n-a murit nimeni în timpul ăsta pentru Radu Mastere, deci e un lucru bun. N-a conceput copilul în permisie. Da. Am spus în camere conjugale, s-a dus ea la el. Exact. Ea fiind căsătorită cu acte legale, Roxana cu Radu, lucrurile acestea au fost foarte bine, asta este un lucru bun și cumva s-au aliniat planetele. Iată, slavă cerului, acest copil nu s-a născut cu tatăl în închisoare, deci... Da. Știi ce vreau să te întreb, Cristi? E foarte interesant, pentru că vorbim și, iată, și despre Cristi Borcea și despre Radu Mazăre, care atunci când au ieșit din penitenciar s-au gândit să meargă către o soție care le-a fost alături în momentele grele, da? Pentru că, iată, Roxana a dus greu acestor ani din tot ceea ce s-a întâmplat. Știm foarte bine cu ce era la Madagascar, ea a avut grijă, ea a fost alături de el în această perioadă. Noi știm femei celebre care, când au venit prima oară mascații acasă, au depus divorțul. Ori ea a stat la greu. Iar, nu m-aș băga să discut, pentru că nu știm ce era acolo apropo și de divorț. Poate că a făcut-o și din motive, mă rog, legale. Nu vreau să discut. Asta spun. Omul important e dacă e lângă tine la greu. Mă uit la Radu Mazăre și mi-aș dori să citesc cartea de acum înainte. Mi-aș dori să înțeleg, pentru că e transfigurat. Eu cred că e transfigurat de bucurie, în primul rând, că a ieșit. Nu văd încă. Nu cred că se poate bucura. 5 ani de zile... Mi-aș dori să înțeleg și mi-aș dori ca oamenii care zic, ai, domne, mă duc 1 an, 2 ani în închisoare și aia e, scap. Mi-aș dori ca oamenii aceștia, Cristi Borcea așa văzut de treabă, în fine, și Gigi Becali. Eu pariez pe Radu Mazăre ca poate cât mai are până se naște copilul, să pună pe hârtie sau poate într-un interviu ce a trăit el ca om de succes. Așa este. Și ca lecție de viață. Exact, ca lecție de viață. Pentru cei care nu se gândesc, care zic, hai domne, prăduiesc acum 10 miliarde sau 5 ani. Și bune și rele. E foarte clar. Pe de altă parte, am un anunț pentru cei de acasă, dar și pentru cei care îl cunosc pe Radu Mazăre și nu s-a mai văzut de ceva perioadă. Băiețelul, ea este însărcinată în 4 luni, iar numele băiețelului lui Radu Mazăre va fi Aris. Să trăiască, să fie sănătos. Un nume foarte frumos. Deci, Cristi Sârbu, să comentezi. Un nume de botez, dar Aris... Apropo de ce a spus voi, că sunt situații în care, și bine a zis Roxana, au divorțat din diverse motive, dar unul dintre motive este cel juridic, adică poate au avut ceva de împărțit, poate avea foarte multe bunuri pe așa și au preferat să împartă bunurile respective pentru că e mai bine așa. Pe de altă parte, ce ai spus și tu, foarte mulți, și cred că asta este normalul situației, te întorci la femeia care ți-a fost alături, pentru că mai mult decât să-ți demonstreze că a stat cu tine și în situații de genul ăsta foarte grele, nu se poate decât prin faptul că vine la tine, te ajută și susține, te susține inclusiv acolo în închisoare. Sunt foarte mulți care au nevoie de lucrul ăsta și este uman până la urmă. De asta vă spun că persoana care a fost cu tine la greu, sigur că este o persoană care, printre puținele persoane, pentru că Cristi și Roxana, noi știm foarte bine, la nuntă ai văzut, toată lumea vine, la bani toată lumea vine. Când ai o problemă, te uiți în jurul tău, nu prea mai e nimeni, maxim 1 sau 2. Aia 1 sau 2 înseamnă că sunt prieteni sau persoane adevărate care trebuie să le ții lângă tine. Da. Bănuiesc că multă lume l-a încurajat să facă tot ceea ce a făcut de a ajuns acolo, că iar trebuie să lămurim un lucru și fără a-l judeca, pentru că el, treaba lui, își trăiește. Și a ispășit pedeapsa, mă rog, încă condiționat, deci eu pariez pe el că nu-l vom mai vedea până când se va termina perioada respectivă, nu-l vom mai vedea dând declarații sau dându-și cu părerea sau nimic. Asta a și spus. E un om inteligent și cred că a învățat ce are de învățat. Dar cumva eu vreau acei oameni care l-au încurajat să fie, să se creadă Dumnezeu la un moment dat, unde sunt? Păi, cred că nici nu e... Nu. Vrei să răspunzi tu, Cristi? Sărbun. De obicei, oamenii ăștia dispar. Nu, eu nu pot să răspund, că întrebarea este pentru Radu Mazăre. Aici el trebuie să știe cine sunt persoanele respective și care a fost poziția lor. Roxana are dreptate, dar eu nu pot să răspund în locul lui. Asta este o întrebare directă pentru Radu și el va trebui să știe care sunt persoanele. Și mai e ceva. Sau... Mai am două informații în exclusivitate imediat. Eu cred că putem învăța din aceste lecții, de aceea și spun că abia aștept să citesc, fie să văd podcastul sau să citesc cartea, și pentru viitor, pentru că oameni ca Radu Mazăre vor mai fi și îmi place să cred că nu se vor mai lăsa îmbătați de, ai domne că ești puternic, tu poți, tu, pentru că prețul pe care îl plătești este foarte mare. E adevărat. E mult de discutat aici. Pe de altă parte, vă mai spunem că Radu Mazăre este în acest moment în București, este la vedere, nu e niciun fel de problemă. Va merge înapoi la Constanța. Pariem că până la nașterea lui Aris Mazăre nu va părăsi România, pentru că avem de-a face cu o sarcină și ea trebuie să decurgă... Nu știu ce înseamnă eliberare condiționată, adică nu știu dacă el are voie să părăsească România în timpul ăsta, habar n-am. Trebuie văzut în încheierea de ședință, judecătorul hotărăște care sunt condițiile. Asta încă nu e publică, n-am văzut-o și va trebui să o vedem. Dar acolo va spune, are voie, nu are voie, ce are voie să facă. Sarcina la 4 luni nu este un pericol să... Nu, motive personale. Nu, eu vorbesc de motive personale. Nu-l interesează să plece acum, pentru că trebuie să se nască copilul în condiții normale, nu avion, că... Depinde unde se naște, că poate vrea să... Mai femeie, n-auzi că nu pleacă, tu vrei să mă... Deci eu aflu informații și ea mi explică... Ah, deci sunt informații în exclusivitate, dar eu că... Bă, e cam bancul ăla, ce-o întreb eu și ce răspunde, înțelegi? Bun, și de asemenea este foarte posibil ca după ce copilul se naște și toate lucrurile sunt în regulă și copilul poate călători, într-adevăr să se ducă spre Madagascar, unde are acele proprietăți și unde viața va fi cu siguranță mult mai liniștită. Sigur, și poate va contribui și la liniștea altora și va... Eu chiar cred că după o astfel de experiență ai de ales. Ori te ascunzi și pretinzi că viața ta e frumoasă, ori îți asumi și după o perioadă, evident, de reflexie de ce e acolo, să ieși și să fii exemplu pentru ceilalți. Eu pariez pe Radu Mazăre că va face asta. Sunt oameni care după ce au ispășit pedeapsa, poate ați uitat, dar Gică Popescu a fost, din păcate, pentru marele Gică Popescu în detenție. După aceea, Gică Popescu a ajuns chiar unul dintre oamenii consilieri ai Guvernului României și s-au construit stadioane. Despre asta vorbesc. Pe mâna lui Gică Popescu. Eu cred că o astfel de experiență nu că te modifică. Trebuie să te modifice. Dacă nu te modifică, e o problemă. Înseamnă că ții acolo ceva și va izbucni la un moment. Deci, aici, sigur că maestrul Sârbu a văzut multe la viața lui și mulți clienți au făcut. E de așteptat ca Radu Mazăre să fie învățat din această grea lecție de viață. Și mi-aș mai dori, iată, poate un interviu să știi dacă vine. Să vorbească, n-am văzut așa ceva. L-am întrebat pe el. A, de el, zic ceva și te las. E pornită, n-ai văzut așa ceva. Eu vreau să vorbesc cu Roxana. Cum se trăiește 5 ani fără bărbatul iubit? Bă, cred că n-a fost simplu. Dacă vrei, îți povestim în pauză. Da, iartă-mă. Zi, Cristi. Cristi Sârbu, te rog. În încheiere vreau să spun că această etapă a vieții trebuie, într-adevăr, să-și pună amprenta în sensul că ai de învățat și să nu mai faci ceea ce ai făcut, pentru că te-a dus aici. Doi, își cerni rudele, își cerni prietenii, își cerni pe toată lumea și trebuie să ai o altă conduită. Vedeți că și Cristi Borcea a învățat, și Gigi Becali a învățat, și Gică Popescu a învățat și sunt mult, mult mai responsabil. Nu văd de ce nu, și Radu Mazăre, v-am zis, totuși este un tip super inteligent, să nu învețe din povestea asta. De asta spun că până la urmă asta este viața, se merge înainte, dar trebuie să ai în vedere și să înveți tot ce ai putut să înveți din această etapă ca să nu mai ajungi în ea. Așa este, Roxana. Știu că nu te poți... și după aceea avem și o fotografie foarte frumoasă pe care am găsit-o în arhive. Foarte bună. Iată, asta e fotografia. O fotografie doar de acum 30 de ani. În dreapta, elegant, așa cum v-ați obișnuit, Radu Mazăre. Iar bruneta este chiar Lizeta Haralambie. Repet, ei au fost colegi și în presă. Radu Mazăre a fost patron de presă, dacă vă aduceți aminte. Și sunt din începuturile lor. Cristi, mai ții de ce vorbeam adinauri de bărbat? Așa. El, bărbat era acum 30 de ani, că era mai de pușta, în fine. Bărbat a ieșit din închisoare, bărbat a intrat în închisoare, e bărbat în fiecare moment. Da, doamnelor și domnilor. Costum de... Mă rog, da. Bine. Și uite, e și aici un bărbat. Uite, vezi, apropo domnul de... Domnul Sârbu, haideți că a început să vă facă statuie dumneavoastră, Roxana. După pauză mai vedem. De tine. Mulțumim foarte mult, Cristi Sârbu. Te pup și pe tine, o pup și pe Roxana. Să o vedem mai des, cu mare drag și cu mare plăcere. Așa vă pup și să aveți în continuare o emisiune superbă ca și până acum. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Mulțumim mult pentru tot.